mă va întări Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre aceste lucruri în ziua aceasta și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, întâi pe mine și pe voi, și să ne ajute, pentru că vreau să spun la urma unei, frați și surori, noi nu vom fi răsplătiți nici câte predici am ascultat, nici câte cântări am cântat sau am ascultat, ci noi vom fi răsplătiți dacă am strâns cuvântul și l-am trăit. Deci asta rămâne, deci să fim convinși fiecare. Putem face orice, dacă nu strângem cuvântul lui Dumnezeu și nu-l păzim, cartea Apocalipse zice clar, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi, te voi mântui de nenorocirea care o să vină peste lumea întreagă, spunea cuvântul acolo. Nu fiindcă ai predicat, nu fiindcă ai știut unde scrie, nu fiindcă citești foarte bine românește și gramatical, nu pentru asta, ci pentru că ai păzit, pentru că l-ai trăit. Domnul să ne ajute! Aș vrea să spun cu privire la versetul 7 și 8, zice aici, să nu vă borborosiți aceleași cuvinte, să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe ce aveți trebuință. Bineînțeles că pentru oamenii care sunt așa într-un fel de ațipire la ora actuală, versetele astea le cad foarte bine. Zice, vezi, nu trebuie să spui multe cuvinte, nu trebuie să te rogi așa mult, Dumnezeu știe ce ai nevoie. Întrebarea se pune, oare chiar așa să stea lucrurile? Adică Domnul a vrut să zic aici că păgânii bolboroseau mereu aceleași vorbe. De exemplu, dacă vă uitați la oamenii aceștia, să spun așa, din lumea arabă sau așa, zice, au vremea lor. El se pune pe genunchi, aceleași cuvinte le spune mereu, deci n-are nicio treabă, nici nu gândește la el. Și Domnul a zis să nu vă asemănați cu ei, adică să nu crezi că dacă îți merge gura ca moara, ajunge sus. Și dacă ai niște cuvinte pe care le-ai învățat sau pe care le știi și dai cu ele, ajungi sus. Spunea odată un om din lume, a zis, a intrat undeva între niște frați pe vremea când rugăciunile erau mai rugăciuni ca acum. Și a zis, zice, știam rugăciunea Tatăl nostru, știam crezul care se spune că e ortodox, de fapt nu e ortodox. O să că le-am spus pe toate și ăștia nu mai terminat. Eu le-am spus și de două ori și am zis, băi, ce cu oamenii ăștia, de unde le vin cuvintele, de unde, nu? Adică Domnul nu a vrut să zică, rugați-vă puțin că Dumnezeu lucrează mult. Noi avem un Mântuitor care s-a rugat mult. Și o zis, în timpul vieții lui, nu așa ca noi. Întreb câteodată pe frați, ne gândim la Pavel și la Apollo, că erau în Filipi, în pușcărie, băgați în butuci și în lanțuri, și întreb câteodată pe frați, oare noi suntem mai rău ca Pavel și ca Sila, de nu ne putem ruga și nu putem cânta în adunare? Așa cântăm, parcă suntem la mormântare, parcă suntem în fața mitralierilor. Ăștia cântau în butuci la miezul nopții, nu cântări de mormântare, cântări de laudă spre Dumnezeu din cer. Și se rugau și o zice, cei întemnițați îi ascultau. Și răspunsul de sus nu întârzia să vină, s-o cutremura temnița, au căzut legăturile. Și Dumnezeu și-o proslăvit numele în noaptea aceea și în zilele următoare lăuda să fie numele Domnului. Adică Biblia vrea să spună, nu bolborosiți mereu, adică dă-i cuvinte, tu nici n-ai nicio treabă cu ele. Ci Biblia zice clar să-ți vergi focul înaintea Domnului. Să spui ce te doare, să spui ce n-ai, ce ai nevoie, să spui lupta care o duci, să spui unde n-ai biruit, să-i spui clar, deslușit, unde nu ești pocăit, unde nu-i în regulă. Nu să te dai drept altul și Domnul să ne ajute. Și spune aici cuvântul așa. Iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. M-am tot gândit la cuvântul ăsta. Și vreau să spun, frați și surori, noi, toți oamenii pe fața pământului ar fi dispuși să-L aibă pe Dumnezeu ca Tată, mai ales când sunt în încercare. Mi-aduc aminte, în satul în care m-am născut, era pe vremea trecută, și era un profesor la școală, li se cerea, printre ei au mai fost oameni care s-au temut de Dumnezeu într-un fel, oarecare măsură, alții au întrecut măsura. Unii spuneau sincer, ni se cere asta, să spunem că nu există Dumnezeu, noi credem că există, nu putem să spunem asta. Asta sunt cerințele, spuneau ei, legi, dar nu insistau foarte tare. Dar erau alții care erau pe viață și pe moarte, împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului,
avea un zel și o așa. Și unul din ei era asta. Într-o zi a murit un copil, s-a necat într-o apă. Omul acesta plângea mergând pe ulițele satului, în gura mare, și striga: Doamne, ce rău am făcut, sau cu ce am păcătuit de așa rău m-ai pedepsit. El care, într-o oarecare măsură, spunea: nu există Dumnezeu, nu există. Toți oamenii ar vrea să-L aibă pe Dumnezeu ca tată. Cu Dumnezeu oriunde te duci nu te faci de rușine. Dacă spui că El trimite ploaia, e adevăr 100%. Dacă spui că El trimite soarele, e adevăr 100%. Dacă spui că El dă pâinea pe masă în fiecare zi, e adevăr 100%. Cu El nu te faci de rușine oriunde te-ai duce. Dacă spui că Dumnezeu vindecă boalele și vrea să o facă, dovedește acolo unde oamenii nu pot să creadă așa ceva și Dumnezeu o face, slăvit să fie numele Lui. Dacă spui că Dumnezeu izbăvește din nenorociri, dacă spui că Dumnezeu face lucruri mari, cu El nu te faci de rușine oriunde te-ai duce, să ai așa un tată să merită. Dar problema se pune: să merită să aibă Dumnezeu niște copii ca noi? Aici e problema. Cu El nu te faci de rușine nicăieri, dar El cu noi oare să face de rușine? Tristică să cam face. Aici e problema. Noi nu avem un tată, suntem trecuți pe numele Lui și de ori de câte ori avem nenorociri, probleme, necazuri, nevoi, El să intervină și când El strigă după noi, când El ne spune ce avem de făcut, când El ne spune să ne îndreptăm viața, noi ne vedem de drum ca copiii aia neascultători și răzvrătiți. O zis Dumnezeu în vechime prin prorocul: dacă sunt tată, o să spune mi-i cinstea. Dacă stăpân, unei teama de stăpân. Și zic în dimineața asta: Doamne, nu ne lăsa să te chemăm tată când e greu doar, când avem nevoie, când suntem în boale, în probleme, în necazuri, în strâmtorări. Și noi de fapt să dovedim că suntem niște orfani fără tată, de capul nostru, facem ce vrem, trăim cum vrem și noi zicem doar când suntem la necaz că avem un tată. Ce ajută-ne să te recunoaștem ca tată și să trăim în fața ta ca niște copii ascultători și Domnul să ne ajute la aceasta. Deci ăsta e statutul de tată și de fiu: să ai un tată bun, dar să ai și copii buni. Și Domnul să ne ajute să fim așa. Și aici zice un cuvânt: sfințească-se numele tău. Parcă e în plus, nu? Da, Dumnezeu e sfânt indiferent. Nu? O păcătui Sodoma și Gomora de s-o urca păcatele lor până la cer. Și nu zice că Dumnezeu a căzut de pe scaunul Lui de domnie. Nu zice că o scăzut în sfințenia pe care o are. Nu spune nimic. Dumnezeu rămâne sfânt pentru totdeauna. De ce o zis Biblia și ce înseamnă asta? Zice: sfințească-se numele tău. Vă spun cum înțeleg. Numele Lui Dumnezeu trebuie sfințit acolo unde nu-i sfințit. O zis Dumnezeu, de exemplu, lui Moise, l-a acuzat pe Moise și pe Aron. Acolo Moise a avut o ezitare, a avut o... s-a clătinat cumva în fața multor ispitiri pe care poporul ăsta le-a făcut. Era un popor foarte încăpățânat și pornit în fiecare zi la rău. Și în loc să vorbească stâncii acelea să dea apă, cum Dumnezeu i-a zis, o lovit stânca, spune Biblia, cu toiagul și-o aruncat, afirmația aceasta, în mijlocul poporului: putea vom noi, răzvrătiților, să scoatem apă din stânca asta? Ei, Dumnezeu asta i-a trecut-o, țineți cont, Moise n-o blestemat, n-o înjurat, n-o mințit, n-o înșelat, n-o nu știu ce să mai facă. Doar un pic o modificat de ceea ce a zis Dumnezeu, aruncat cumva îndoială și a zis: putea vom noi răzvrătiților să scoatem noi apă din stânca asta? Și spune Biblia că Dumnezeu i-a trecut-o asta, știți cum i-a trecut-o? În carte. O zis: n-ați sfințit numele meu în mijlocul poporului. Adică dacă Dumnezeu a zis așa, las-o, frate, așa, înalț-o cum e scrisă, ca ta nu stă în picioarea lui, stă? Spune exact așa, nu adăuga nimic la cuvintele lui Dumnezeu și nu scoate nimic din cuvintele lui. Las-o cum o zis, ca lui stă în picioare.
un pic o modificat și a zis, n-ați sfințit numele meu în mijlocul poporului. Și pentru asta nu intrați în țara Canaanului. Moise, Aron a murit undeva pe munte, Moise s-a urcat și el pe muntele Pisga, acolo, în țara Moabului, s-a uitat, a văzut țara și acolo a murit, spune Biblia, și a fost îngropat și mormântul lui nu se știe până în ziua de azi. Vreau să spun în dimineața aceasta, frați și surori, noi trebuie să sfințim numele lui Dumnezeu între oameni. Și prima dată să-L sfințesc în inima mea. Petru are o afirmare de felul acesta în epistola sa, și să sfințiți în inimile voastre pe Iisus ca Domn. Auzeam, de exemplu, copii care erau destul de mari, de ani, 40 de ani, 50 de ani, și auzeam spunând afirmația aceasta, zice, pentru mine ce-o zis mama și ce-o zis tata rămâne sfânt. Adică cum rămâne sfânt? Adică împlinesc și la vârsta aceea ce-o zis părinții cândva, dacă o zis bine și o zis după voia lui Dumnezeu, nu? Așa ar trebui noi. Pentru noi ce-o zis Dumnezeu în fața tuturor, alții au spus-o în fața morții, în fața fiarelor, ce-o zis Dumnezeu rămâne sfânt. Adică nu ne permitem să călcăm în picioare, ci noi sfințim pe Dumnezeu în viața noastră. Și Domnul să ne ajute la asta. Asta înseamnă, Dumnezeu rămâne sfânt, oricât te-aș face eu, oricât aș păcătui eu sau tu, oricât te-ai răzvrăti, Dumnezeu rămâne sfânt. Dar e bine să-L sfințim în inimile noastre. Și apoi să-L sfințim în mijlocul oamenilor unde este batjocorit numele Domnului. Nu? Sunteți de acord că Daniel a sfințit numele lui Dumnezeu în Babilon? S-o da și poruncă împărătească, l-o tras pe sfoară ăștia pe împărat, l-o înșelat, o dat o poruncă, l-o păcălit și o dat o poruncă să nu se roage nimeni. Și Daniel a sfințit numele lui Dumnezeu în Babilon. O să se ruga ca mai înainte, cu fereastra deschisă spre Ierusalim de 3 ori pe zi și o să s-o venit mincinoșii și viclenii care au vrut să-l dea deoparte, să-i găsească ceva, l-au prins, s-au dus la împărat, împărate, n-ai dat tu porunca, n-ai semnat tu, după legea asta nu se schimbă. Și au zis, în cele din urmă, împăratul s-a frământat, cum să-l scape pe Daniel, nu a avut cum. Dar au zis împăratul, Daniele, Dumnezeul tău, căruia îi slujești zi și noapte, să te scape. L-a scăpat. S-a coborât acolo un înger al Domnului în groapa cu lei și a închis gura leilor. Când a venit împăratul a doua zi de dimineață, spune Biblia, cu glas plângător și a întrebat, pututa Daniele, Dumnezeul tău care ai slujești să te scape, o zis, o putut. Pentru motivul că am fost găsit fără vină prima dată înaintea lui, că nu împărați-s prima dată, împăratul împăraților e prima dată. O zis, înaintea lui eu am fost găsit fără vină. Și-o zis Daniel mai departe, și nici înaintea ta nu am vină. Și împăratul ar fi putut să zică, dar cum, s-o dat poruncă, e scălită, e pecetluită. Împăratul a trebuit să plece capul și să înțeleagă că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Cine se ridică în locul lui, chiar înșelat de alții, să pui în locul lui, nu poate sta în picioare. Și-o zis, adevăr, n-ai păcătuit nici înaintea lui Dumnezeu și nici în fața împăratului, pentru că nu a fost drept ce-a scris împăratul. Și problema, știți cum s-a întâmplat mai departe. Doamne, ajută-ne să sfințim numele Tău în inimile noastre și să sfințim numele Tău între oameni. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Zice mai departe cuvântul Domnului așa, vie împărăția Ta. Aș vrea să spun, în lumea asta, oricât ar fi de bine, spune Solomon în înțelepciunea lui că de-ar trăi omul foarte mult pe fața pământului. Zis, în cele din urmă, și alți oameni au spus asta din experiența vieții lor. Zis, aici pe pământ, nu-i, cu ce te poți lăuda la final de viață? O zis, nu-i decât trudă, alergătură, goană după vânt și durere. Te poți lăuda cu altceva? Trăim într-o lume în care bucuriile sunt atât de puține și vin atât de rar și parcă pleacă așa de repede. Și necazurile sunt așa de multe, vin așa de des și câteodată nu mai pleacă și câteodată pleacă așa de greu. La final de viață, oricare om
Și bogații bogaților și oricine recunosc la finalul vieții lor că n-a fost decât trudă, durere și alergătură după vânt. Dar vreau să spun în dimineața asta, orice om pe fața pământului ar trebui să aibă dorința asta. Doamne, să vie împărăția Ta. Să vie împărăția Ta. Îmi trimitea cineva un mesaj pe telefon într-o zi, un copil foarte chinuit în lumea asta de când s-a născut, poate că nu și-o cunoscut nici părinții datorită stării lui de sănătate. În puțini ani pe care i-au avut pe fața pământului, foarte multe operații, foarte multe intervenții chirurgicale, și tata lui îmi dădea mesaj să știi că copilul nostru a plecat, a murit. Am zis, ce să-i scriu așa în momentele acelea? Și mi-a venit așa o idee, un îndemn de la Dumnezeu, și am zis, copilul vostru a plecat în țara unde nu mai sunt spitale, unde nu mai sunt săli de reanimare, unde nu mai sunt orfani, unde nu mai sunt văduve, unde nu mai sunt oameni care n-au ce mânca. A plecat în țara unde totul e desăvârșit. Doamne, de-am trăit de 200 de ani pe fața pământului, nu se compară, nu putem gândi cu mintea, nu ne putem ridica la cei pregătiți sus. Să vie, Doamne, împărăția Ta. Să vie împărăția Ta. Dacă dorești asta cu tot din adinsul, va trebui să te pregătești pentru ea. Ioan spunea în scrierile sale, oricine are nădejde asta se curățește după cum el este curat. Trăim o vreme când oamenii nu știu cum să se murdărească, cum să-și împlinească poftele, cum să le mai sucească cuvintele din Biblie, să le iasă cum le place lor. De-a ai nădejde asta adevărată în tine, te vei pregăti după cuvânt să întâmpini această împărăție. Vei dori din toată inima să spui, Doamne, fericirea noastră nu e aici. Exista o cântare care se cânta de multă vreme. Nu e aici, nu e aici a noastră fericire. Doamne, ajută-ne să dorim din toată inima și să zicem și noi, Doamne, să fie împărăția Ta, să fie împărăția Ta. Domnul să ne ajute. Zice aici cuvântul mai departe, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Aici e marea problemă a creștinismului de astăzi. Dacă așa stai să gândești, să întâlnești, am întâlnit oameni, de exemplu, cu calea foarte largă, foarte largă de să miră, și oamenii fără Dumnezeu de calea lui, și dacă îl pui la învon, spune, frate, să luptăm împotriva păcatului, să trăim în rânduială, dar când îl iei la bani mărunți să-l întrebi dacă știe ce-i păcat, la el nimic nu-i păcat, aici e problema, aici e șmecherica. Că lista cu păcate a dispărut. Acum totul face parte din neprihănire și din adevăr. Oamenii nu mai au nicio limită și nu mai știu locul de demarcație între întuneric și lumină, între adevăr și minciună, între păcat și neprihănire. Nu se mai știe. Acum suntem ca aia intrați în derapaj pe gheață. Când ești într-o bordură, când în alta. Totul e bine. Doamne, facă-se voia Ta între noi. Cum? Păi cei de sus zic așa, ăia de acolo așa, când îi întreb de unde le-o scos, că-s venite de nu știu unde, că din Biblie nu mai sunt, că și e o învălmășeală de nu-ți vine să crezi. Doamne, facă-se voia Ta. Cum? E scris aici simplu pe românește. Precum în cer, așa și pe pământ. Ar vrea să spun în dimineața asta, frați și surori, biserica nu a fost chemată pe pământ să fie un centru de inovații și de invenții, să scoată porunci noi, legi noi, căi, cărări neumblate, nebătute. Întreb, de unde e asta? Nu, că o mai veni mai de sus, că o veni mai de jos, că o zis fratele cu tare, că o zis nu știu ce predicator, că a avut el un vis, că nu vedeți zilele pe care le trăim. Îngerii modifică cărările, când îl întreb. Un înger a venit, dar de când îngerii își permit să modifice ce e scris în Scriptură? Fiul lui Dumnezeu nu și-a permis să modifice ce e scris în Biblie. Și acum sunt niște îngeri de ăștia ciudați, care vin la câte unul noaptea și îi spune
De exemplu, unul spunea, au zis, a venit un om îmbrăcat frumos într-o noapte la mine și mi-a spus că ar trebui să păzesc sabatul. Am zis, poate era satana. Că zic, pocăiță, câteodată nu știu să se îmbrace frumos, dar Biblia spune că satana se îmbracă frumos câteodată. O zis, se îmbracă în îngeri de lumină ca să poată păcăli oamenii. Zic, poate era diavol. Zic, i-a spus că trebuie să păzească sabatul. Le-a zis, de unde reiesă asta din învățătura apostolilor? Care din apostoli a păzit sabatul? Și uite așa, unul că un înger i-a spus că nu știu ce, că a venit un înger și i-a mai spus nu știu ce, nu există înger de felul ăsta. Fiul lui Dumnezeu venit din cer, nu și-a permis să modifice o iotă din cuvântul ăsta. L-a păzit așa cum e scris. O zis Ioan acolo când se boteze, da, dar nu-i normal să vii tu la mine să te botezi. Și Iisus o zis, Ioan, azi nu facem cum vrei tu și nici cum vreau eu, facem cum e scris, facem cum e voia Tatălui, nu modifică. Chiar dacă se pare că e la loc, nu? Oameni care nu și-au permis o iotă să modifice din cuvântul lui Dumnezeu, unii au plătit cu viața pentru câteva cuvinte scrise în Scripturi pe care trebuie să le susțină. Și noi le modificăm așa cum bate vântul. Că zis fratele cu tare, cum prorocul a avut o vedenie, nu știu ce, dacă iasă din Biblie, s-o țină pentru el. Predicatorul, dacă iasă din Biblie cu învățătura, s-o țină pentru el. Indiferent cine ar fi în lumea asta, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, spuneam. Și chiar dacă noi modificăm și chiar dacă noi ni se pare că nu știu ce și nu știu cum, el rămâne scris pentru totdeauna. Și Pavel a zis cu atâta îndrăzneală, a zis, Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia asta care m-a trimis o predică. Avea atâta siguranță că e cuvântul lui Dumnezeu, că nu-s invenții, că nu-s păreri omenești, că nu-s luate de nu știu unde, că nu-s învățate de nu știu unde. A zis, e cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Uitați, vreau să citesc în privința asta câteva versete din Vechiul Testament, să vedeți, spune Biblia că la un moment dat Dumnezeu i-a arătat lui Moise un chip pe munte. Ciudat! Adică în Israel erau atâția oameni luminați, ăștia făceau și viței prin pustie, așa. Noi n-am putea face prin pustie un vițel de ăsta, că trebuie multă tehnică, multă... Ăștia prin pustie, așa, fără multe ciocane după ei, fără multe... Așa au făcut un vițel în fața căruia a început să danseze în fața lui și să joace și... Erau inventivi, nu-i așa? Știau să mintă, știau să-și pună problemele, să-și bage în față poftele, ca și cum ar fi voia lui Dumnezeu, știau asta. Și zice Biblia că la un moment dat Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte și arată un chip. I-arată un cort acolo, în cer, i-arată cum arată cortul, cât să se facă, și Dumnezeu îi spune lui Moise, nu zice Dumnezeu lui Moise, Moise, aduni poporul și supui la vot. Băi, cum ați vrea să vie cortul? Ieșea un cort foarte ciudat și pe noi, dacă ne-ar pune Dumnezeu la o probă din asta, ar ieși un cort, nu știu, vorea să semăna OZN-ul, aviona, elicopter, nu știu ce iese. Că noi avem multe în cap și noi. Multe ne trec prin minte. Dumnezeu nu a lăsat părere omenească să se bage în toată lucrarea asta. Și i-a spus lui Moise, citez din Exodul, capitolul 25, versetul 40. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Versetul 30 din capitolul 26. Cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Zice în versetul 32 din capitolul 39 din Exodul, spune așa, astfel au fost isprăvite toate lucrurile locașului cortului întâlnirii, copiii lui Israel au făcut tot ce le poruncise, ce-i poruncise lui Moise Domnul, așa au făcut. Versetul 42, copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Moise a cercetat toate lucrările și iată că le făcuseră după cum poruncise Domnul, așa le făcuseră și Moise i-a binecuvântat. Deci, reținem, nici Moise, cât era el de Moise, nu s-a putut băga cu părerea lui, că ar trebui ușa asta mai largă, că ar trebui
geamul ăla mai așa, că ar trebui perdeaua aia mai încolo sau mai încoace, că Dumnezeu nu știe el exact cum stau lucrurile pe pământ. Nu și-a permis nimeni să se bage cu un milimetru să schimbe lucrurile. Cât i-a spus Dumnezeu, trebuiau covarele, atât au fost. Cât i-a spus să fie curte, atât au fost. Cât i-a spus să fie de înalt cort, atât au fost. Cât i-a spus să fie chivot, atât au fost. Toate s-au făcut cum a zis Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Să băgăm bine de seamă că trăim într-o vreme în care e împletite cu că vin legi, că nu știu ce, că, de exemplu, problema asta cu cina Domnului cu păhărelele e inventată de multă vreme, încă nu era pandemia, unii odată în pandemie de multă vreme, și-o băgat în adunări pe furiș, mai pe față, mai cu certuri, mai cu probleme, cina cu păhărele. Dacă ai cercetat motivul pentru care păstorii au acceptat nebunia asta, îți pui mâinile în cap să vezi ce motiv stă la baza acestui lucru. Deci nu-mi permit să vă spun de aici. Și așa, ușor, simplu, să bagă lucruri în adunare fără să fie scris în Biblie, împotriva ceea ce e scris. Și ușor, ușor modificăm căile Domnului. Să modifică una, se modifică alta și ne trezim câteodată, bă, nici nu mai știm pe unii drum. Doamne, facă-se voia Ta între noi. Dar cum? Cum zic eu? Dacă nu zic după cuvânt, dacă nu-i dovedit, nu luați, aveți păcat că luați. Dacă altul zice, dacă altul își permite să inventeze, dacă altul își permite să facă modificări, nu luați. Spune Solomon în scrierile sale, fiule, dacă învățătura pe care o asculți te depărtează de căile înțelepte, încetează să asculți această învățătură. Înțelege, omule, că ți-i în joc viața sufletului tău și mântuirea ta. Tu trebuie să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să faci voia lui Dumnezeu, nu cum îi se pare la fiecare și cum îi trece prin cap la fiecare. Cum e scris? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apostolul Pavel spunea la un moment dat, o să am vorbit aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să vă învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Oamenii ne conving, au multe filozofii, că o fi, că să vezi, că nu știu ce, că nu știu cum, treaba lor fiecare. Eu am încheiat legământ cu Dumnezeu și tu ai încheiat legământ cu Dumnezeu, nu cu niște oameni, nu cu nu știu cine. Ai încheiat cu Dumnezeu, Dumnezeu acestui cuvânt. Și va trebui să păstrezi cuvântul Lui, să-L păzești. Și Biblia spune, doar în felul acesta vei ajunge mântuit. Domnul să ne binecuvinteze. Doamne, să se facă voia Ta în viața mea, în mijlocul poporului Dumnezeu, în viața fiecărui om, cum? Precum în cer, așa și pe pământ. Vreau să vă spun că lucrurile care se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu, ele nu sunt de invenție și opârșie omenească. Niciun lucru care e scris în Biblie, de exemplu cina Domnului, nu e de opârșie omenească. Nu a fost inventată la Roma. Să spunem așa, rugăciunea nu e o lucrare de obârșie omenească. Știu alte lucruri care se fac în biserică, care au poruncit Domnul să se facă în biserică, ele vin de sus. Domnul Iisus a zis cu gura Lui, a zis, am dorit mult să stau la masa asta cu voi, spunea Domnul. Dar El ne-a promis că există o masă în cer, pregătită ca asta, în care Dumnezeu va sta la masă cu credincioșii Lui, cu copiii Lui, lăudat să fie numele Lui. Deci masa asta nu e o masă luată de la, știu eu, de la New York sau de la Londra sau de la Paris sau de undeva. Masa asta e din cer, de la Dumnezeu, e după un model dumnezeiesc, lăudat să fie numele Domnului. Rugăciunea la fel, Biblia spune că asta se practică în cer. Cele patru făpturi vii, bătrânii, toți se aruncă înaintea celui care stă pe scaunul de domnie și strigă, Sfânt, Sfânt este Domnul. Se roagă înaintea Lui, spune Biblia. Rugăciunea e venită din cer, de la Dumnezeu.
plecatul pe genunchi, venit din cer. Vedeți, trăim vremea când oamenii nu-și mai permit să se plece pe genunchi. Au ajuns așa niște personalități de remarcante încât nu se pot pleca pe genunchi. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, venit din cer, s-a plecat pe genunchi, nu pe mochet, nu pe gresie, în Ghețiman, pe pietre. Atunci, în agonia morții, când dușmanii îl urmăreau, când taurii din Basan l-au înconjurat, când câinii care au rupt din carnea lui l-au înconjurat în toate părțile, când a rămas singur din punct de vedere umanesc, Iisus s-a rugat în Ghețiman. Și nu așa 5 minute ca mine și ca tine. Câte o oră de 3 ori, spune Biblia, și m-am tot gândit și am zis, Doamne, ce ai spus lui Dumnezeu? 3 ore. Noi în 5 minute parcă ni s-au terminat toate cuvintele, nu mai știm ce să spun. 3 ore, tu Fiul lui Dumnezeu, să stai să-i spui lui Dumnezeu, 3 ore. S-a rugat 3 ore. Doamne, să se facă voia Ta în viața noastră, în viața poporului Tău, precum în cer, așa și pe pământ. Sunt multe alte lucruri arătate în Biblie care ele-s venite din cer, nu-s invenții omenești. Și Domnul să ne binecuvinteze să putem trăi.